ziua și din partea noastră. Bine ați venit la conferința de presă pe care o organizează Federația Română de Fotbal. Așa cum observați, onorăm prezența noastră aici și cu patru jucători care își vor spune și ei punctele de vedere și sunt convins că dumneavoastră aveți ce să întrebați. În ceea ce privește jocurile, cele două jocuri, după părerea mea, sunt cele mai importante meciuri pe care le are în acest moment echipa noastră națională, ținând cont de situația din grupă, de diferența de puncte între cele trei echipe și de perspectivele pe care le avem înaintea acestor două jocuri extrem de importante. În ceea ce ne privește, vă spun, staful tehnic al echipei naționale, toți cei care ne ocupăm de pregătirea echipei noastre naționale, am avut săptămâni grele înaintea acestor confruntări. Aceste zile deosebit de delicate pentru noi a plecat din prisma faptului... De ce să-l opriți? Lăsați-le! Noi avem nevoie să... Vă spuneam, traversăm o perioadă extrem de delicată și ca să dumneavoastră să vă faceți o idee, de la ultimul nostru joc, cel din Irlanda, din lotul național, mă rog, lipsesc 9 jucători. 9 jucători importanți, unii dintre ei chiar foarte importanți, iar pentru această dublă au venit alți 7 jucători care în ultima perioadă n-au mai fost pe la echipa națională. Din cei 7 sunt și 3 debutanți. Problemele cu care ne confruntăm în selecție a plecat, dacă vreți, de la mai multe cauze obiective și am să mă refer la una dintre ele sau probabil atunci când dumneavoastră mă veți întreba, am să vă răspund și la celelalte, am să mă refer în mod special la situația extrem de delicată pe care trec cluburile noastre. Aici mă refer și la situația financiară, și la situația sportivă, la situația de performanță sau la non-performanța care s-a întâmplat în cupele europene. Și vă spun sincer, personal, regret că echipele noastre au fost eliminate. Regret că Astra nu a reușit să meargă mai departe, pentru că atât Astra și Steaua sunt echipe importante în competiția internă, iar noi aveam nevoie și de un moral bun al jucătorilor, aveam nevoie de o performanță, de o altă imagine. Atât jucătorii celor două echipe, cât și fotbalul românesc, avea nevoie de această calificare și, dacă mi-amintesc bine, cam de 11 ani nu s-a mai întâmplat ca nicio echipă românească să nu ne reprezintă. Pe undeva, trebuie să recunosc, trebuie să o afirm, chiar dacă suntem pe 7, pe locul 7, după clasamentul FIFA, eu personal consider că nu reflectă situația exactă a fotbalului nostru. Sunt 7 cluburi în insolvență. Sunt jucători care nu sunt plătiți cu lunile. Sunt jucători cărora li se cer performanță, sacrificii și care sunt multe luni când nu au cu ce să se ducă acasă să pună pe masă. M-aș mai referi și la situația extrem de delicată a jucătorilor noștri care joacă în străinătate. Din lotul de 25 de jucători de la meciul cu Irlanda, la un moment dat aveam 9 jucători care nu aveau contracte. Este greu să accepți că o echipă națională care trebuie să reprezinte țara
are în componente jucători care nu au angajament. De asemenea, am să fac referire și la jucătorii care evoluează în străinătate și, sincer vă spun, în momentul de față avem 18 jucători convocați din străinătate. 18. Niciodată n-a fost așa o mare diferență între numărul jucătorilor care evoluează în străinătate cu cei care evoluează în competiția internă. Spuneam că avem jucători, din păcate, foarte puțini, care activează la cluburi importante. Sunt doar 2-3 excepții. Cu ani în urmă, aveam jucători valoroși care jucau în echipe mari. Acum avem jucători care sunt rezerve în echipe mici. Din nefericire, competiția internă nu ne prea ajută. Rare ori vedem jocuri de înaltă calitate, evoluții bune. Dar în cele mai multe cazuri, jucătorii din competiția noastră internă nu au performanțe, nu au, să zic așa, nu demonstrează că pot fi jucători în echipa națională. Pe undeva îmi doream foarte mult ca la echipa națională să creștem area de selecție. Și dacă în momentul de față staful tehnic al echipei naționale are în atenție între 35 și 40 de jucători, cu toți cei din țară și cei de afară, din păcate, în competiția internă, numărul lor se restrânge pe zi ce trece și nu ne convine. În linii mari v-am expus problemele cu care noi, staful tehnic, ne-am confruntat și încă ne confruntăm. Cu toate acestea, aș vrea să fie clar. Personal, sunt încrezător și știu că fotbalul românesc, chiar dacă în momentul de față are un, să zic așa, o situație mai specială, trebuie să se califice la campionatul european. Sunt crezător în cei pe care îi vedeți aici lângă mine, în cei care au rămas în cantonament și sperăm ca pentru o mobilizare, concentrare și o pregătire, chiar dacă ea este, să zic, pe parcursul a doar 3 zile, să putem să obținem ceea ce ne propunem pentru cele 2 jocuri. Ultima aspect legat de pregătire și în momentul de față nu am reușit, până în momentul de față nu am reușit să-i adunăm pe toți jucătorii. Mai trebuie să vină tătă Ciprian, care nu a ajuns și ajunge diseară, cu siguranță nu va participa nici la antrenament, și de asemenea mai lipsește, încă nu a sosit, Gabi Torje, care e undeva în Antalya, în Turcia. A avut o problemă avionul și n-a reușit să ajungă la convocare. Probabil va veni diseară și el. Avem și 3 probleme până acum de sănătate, care mi-au fost semnalate de doctorul echipei. Să sperăm că le vom depăși pe toate ca să putem pleca în Ungaria cu dorința pe care o aveți și dumneavoastră de a obține un rezultat bun. Mulțumesc, aștept întrebările noastre. Chiri are probleme de sănătate. Claudiu. Mi-a lăsat semnal la domnul doctor, dar mă rog, și a treia îmi scap acum. Dar probabil că mai sunt și Stelianofili. Dar încă n-a apucat nici doctorul să-i vadă pe toți jucătorii.
Păi ia, întrebați-l pe el, să vedem dacă îndrăznește să spună ceva împotriva mea. Lăsând gluma la o parte, aș vrea să limpezim lucrurile din plecare. Am spus-o întotdeauna și o repet. Cu ei de față aici și sunt convins că până intermediul noastră ajunge și la ceilalți. Porțile echipei naționale sunt deschise pentru toți jucătorii care pot și doresc să ajute echipa națională. Evident că am niște principii care țină de selecție și personal țin foarte mult ca jucătorul să aibă valoare, o valoare dovedită, să aibă experiență, să aibă o formă sportivă bună, să aibă personalitate, să aibă știința jocului sau inteligența de joc, să aibă atitudine. Și nu în ultimul rând, țin ca jucătorii echipei naționale să aibă caracter. Dacă vreți să mă întorc la Costică, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Dacă l-am chemat, înseamnă că eu vreau. Trebuie să mai vrea și el. Și să ne fie foarte clar. Apreciez talentul lui Budescu. Dar nu înțeleg atitudinea lui. Dacă va juca, rămâne de văzut. Ceea ce mă bucură foarte mult la Costică este faptul că cu ceva timp în urmă, n-aș putea să vă precizez exact când, am avut o discuție cu unul dintre conducătorii clubului Astra. Și am semnalat că am fost nemulțumit cu evoluția lui Budescu în cantonamentul de pregătire. În urma discuției mi-a promis că Budescu se va schimba și că el poate să-l convingă să fie un alt fel de jucător, să fie pe măsura talentului, să aibă și o altă atitudine. Eu sper că a înțeles, îi mulțumesc domnului Coman, Dani Coman, că el este personajul despre care am zis să nu vorbesc, dar până la urmă cred că el, prin prisma relației, a funcției și a relației cu Costică, a reușit ceea ce doream și dorim cu toții de la un jucător care vine la echipa națională. Mă merge România să facă un joc de așteptare la maghiari, în condițiile în care ne-ar conveni să nu pierdem. Ne ducem la Budapesta să jucăm fotbal și să obținem un rezultat bun. Dacă trebuie să ne apărăm, ne apărăm. Dacă vom avea potență, încredere și vom putea să atacăm, vom ataca. În niciun caz nu ne ducem să facem un joc de ciupeală. Echipa națională reprezintă România și indiferent de situația prin care trece, vă promit că echipa națională va încerca să joace fotbal. Mihai Tebal de la TVR, rivalitatea noastră cu Ungaria pune și mai multă presiune pe echipa noastră națională sau este un meci ca și cel cu Grecia? Este clar, este normal că întotdeauna între România și Ungaria a fost o rivalitate extraordinar de mare. De-a lungul timpului am câștigat, am pierdut. Sunt convins că această presiune se va simți. Sunt convins că presiunea din tribună va influența mult jocul echipei maghiare. Nu uitați că și ei, ca și noi, își doresc o calificare. Ne desparte 3 puncte, iar jocurile următoare poate schimba mult
din situația actuală al grupei. Din punctul nostru de vedere, vom face tot ce ne stă în putință să ne menținem poziția. Este drept și trebuie să o recunosc, în ciuda a ceea ce se spune, că până la urmă Steaua a fost echipa care a făcut cea mai mare performanță în ultimii ani pentru fotbal românesc. Dar, întorcându-mă la întrebarea noastră, trebuie să recunosc că nu cu mult timp în urmă Steaua avea 7-8 jucători la echipa națională. Am spus-o mai devreme și repet, și la Steaua, faptul că n-a mai obținut performanțe și că și-a schimbat politica transferului, că se orientează mai mult spre jucători de afară și nu mai insistă pe jucătorii din competiția noastră internă, ne-a dus în această situație. Asta nu înseamnă că porțile echipei naționale nu sunt deschise pentru jucătorii de la Steaua care vor merita convocarea lor. Așa cum am spus mai devreme, oricine poate veni la echipa națională, dacă dovedește că are valoare, are o formă bună, că dorește și poate să ne ajute. Nicușor Stanciu a fost la echipa națională la meciul cu Irlanda de Nord. A venit după o accidentare în momentul de față, o accidentare care l-a ținut foarte mult timp pătușe. Ieri a marcat un gol frumos, dar nu-i suficient. Să luptă în continuare pentru postul lui Budescu, al lui Lucian Sămârtean, și pentru el porțile echipei naționale sunt deschise. Rămâne să vedem. O să vedem. Așteptați până vineri și vom vedea. A fost la meciul de aseară, un meci care a dus față în față cu două echipe, dar se luptă pentru play-off, ca să nu spunem la primele locuri. Dezamăgit de Liverpool, știu că aveați mai mulți jucători în vedere. Ceea ce vă pot spune e că îmi place echipa lui Ducăcan. Îmi place tinereța lui. Și dacă vreți să fiu sincer până la capăt, m-am dus în mod special să urmăresc doi jucători care erau la un pas de a fi astăzi prezenți aici. Unul este Florin Tănase și celălalt este Dragoș Nedelcu. Din păcate, nici evoluția lor și dacă țin cont de importanța celor două jocuri, de miză, mă gândeam că poate e prea mult pentru ei. Și așa am adus de la echipa sau avem trei debutanți, am luat de la echipa de tineret Păsteliano Filip, sau mai bine zis de la Dinamo, nu de la echipa de tineret, dar el era în atenția antrenorului de la tineret și l-am adus pe Steliano Filip pentru că este într-o formă bună și întorcându-mă la ce m-ați întrebat dumneavoastră, n-am fost mulțumit de nivelul jocului. Dar până la urmă a fost un joc de campionat cu o echipă care în ultima perioadă a avut probleme de moral, mă refer aici la Steaua, probleme de deplasare, de jocuri în plus. Și echipa lui Gică Cagi, o echipă de copii care sunt undeva sus, dar să nu uităm că mai au nevoie de experiență, mai au nevoie de jocuri grele. Vă rog! Aș vrea să fac o paranteză la ce
la întrebarea dumneavoastră și vreau să menționez acest lucru pentru că colegii de-ai dumneavoastră din presă, nu știu ce surse au avut în comitetul executiv, dar a fost nedrept titlul care l-au dat în ziarul acela de sport, în care a spus că eu aș fi declarat în comitetul executiv că niciodată nu are șanse Constantin Budescu la echipa națională. Este o dezinformare crasă. Probabil că și-a dorit doar polemic. Acum îl las pe el să vorbească. Da, pe mine n-a fost niciun fel de presiune. Am mai spus acest lucru. Cred că s-a făcut prea mult tam-tam cu această convocare a mea, dar nu, chiar nu am pus pe nimeni să fac această presiune, n-am avut nicio problemă din asta, dar este foarte bine că am ajuns aici și sper eu să obținem rezultatele dorite. Pe întrebați-mă pe mine, nu mă întrebați. Hai, întrebați-l pe el, lăsați să mă răspund. Care a fost cel mai important lucru pe care ai schimbat? Da, am vorbit și cu Dani Coman, am vorbit și cu domnul Iodănescu în iarnă în cantonament, am vorbit cu mai multă lume. Încerc să mă schimb cât pot de mult, încerc să joc cât mai bine și sper eu să fac asta și în continuare. Mai dați-mi voie că vreau să-l completez pe aia. A spus că a vorbit cu Dani Coma, a spus că a vorbit cu mine în iarnă și a uitat să spună că a mai vorbit și cu mine la telefon după aceea, mult după cantonamentul din, da, din iarnă. Nu, eu l-am sunat. L-am sunat de ziua lui. În primul rând, e bine că mi-ați adus aminte ca să-l strâng de gât acum. M-a luat, dar cine-i la telefon? Ce vrei, bă, de la mine? Nu știa cu cine vă, e clar. Nu aveam număr. I-am urat la mulți ani și am spus, aștept să te apuci de fotbal. Ai talent, dar vreau să încep să joci fotbal. Nu știu cum i-a căzut lui, dar speranța mea este că înțelege că fotbalul nu e distracție. Fotbalul este o meserie. Fotbalul îți aduce satisfacții, fotbalul înseamnă și un alt stil de viață, fotbalul mai înseamnă și transpirație, și muncă. N-avem timp să ne distrăm la fotbal. Asta aștept de la toți. Să înțeleagă că trebuie să dea fotbalului pe măsura talentului mare pe care îl are. Despre neînvinit în partea lui Dragoș, cu motivul de înviciul din partea lui. Spuneam să sunt în tradiție, am vorbit și aseară pe care nu sunt în interviul după cum mai important să ne pierdem și să sunt stat cu vedetări. Cruzul de a mă repeta, revoca aceleași aspecte. E vorba de o rivalitate ce durează de foarte mult timp și cu siguranță vom avea o atitudine corespunzătoare pentru partide cu astfel de lucruri. Eu zic că timp să avem forța necesară și valoarea necesară să putem face față unei asemenea meci, mai ales presiunii și tot ceea ce se vorbește. Eu zic că avem valoare și putem să rămânem în continuare liderii grupului. Să fim în partea sferă, au fost 100 de lecturi de diverse, care trebuie să nu mai ajungă reglat cu 200 de lecturi de lecturi. Sper și pe stadioane în stile, chiar de frâne în Belgia, nu cred că s-a făcut mai multe mai încinte pe acolo. Pentru mine, nu mai va fi acolo. Eu chiar am trecut acum vreo 3 săptămâni pe lângă stadion și chiar îmi imagineam cum va fi atmosfera. Da, cu siguranță vor face o atmosferă senzațională, ca și orice jucător profesionist. Lipsa de
atmosferă probabil că ne deranjează. În rest, atmosfera stilă asta nu e important să fie. Da, eu mă simt foarte bine când stadionul este plin, când lumea vine la stadion, chiar mă face să joc mai bine. Același lucru s-a auzit și de la mine. E o bucurie să vezi stadionul plin. Până la urmă, cum am mai zis-o tot timpul, suntem fotbaliști profesioniști. Am trecut prin momente grele, marea majoritatea noastră, și cred că știm să facem parte unei asemenea situații. Probabil pentru tine revenirea în Europa te ajută mai mult, te ajută mai mult în aceste momente să cânti la național. Nu știu dacă mă ajută, dar ideea mea era clară. Adică am stat 4 luni în Qatar, am văzut anumite lucruri care mi-au plăcut, anumite lucruri care au plăcut mai puțin, dar ideea mea era clară. Iar oferta lui Dobore s-a venit destul de repede. Mintea mea nu exista nicio incertitudine, niciun semn de întrebare și am decis să dau curs pentru că asta doream încă din vacanță. Există, domnule Ionescu, jucători pe care ați fi vrut neapărat să-i aveți la națională, dar din motive diferite și accidentare, nu i-am extrem de util. Nu i-am menționat, cu siguranță că în finalul pledoariei mele ajungeam și la jucătorii accidentați, pe lângă că avem probleme pe care vi le-am spus, pe lângă faptul că sunt mulți jucători care nu evoluează la echipele lor de club, avem și jucători accidentați. Sincer, am spus-o și la celelalte întâlniri pe care le-am avut cu dumneavoastră, îmi pare extrem de rău că nu-l avem pe Ciprian Marica, care ne-ar fi fost de mare folos prin experiența, prin valoarea lui. Mi-e pare rău că nu este nici Gardoș cu noi, Florin Gardoș, care zic eu că încă va avea un cuvânt greu de spus la nivelul primei noastre reprezentative. Ne pare rău de Bogdan Stancu, care s-a accidentat. Întorcându-mă la Ciprian Marica, că sunt sigur că veți veni cu o întrebare suplimentară și... Poftiți? De ce? Care e motivul să-l sun? Ne pare rău, am spus că îmi pare foarte rău, am vorbit în repetate rânduri cu el și aș vrea să înțelegeți și dumneavoastră și să înțeleagă și jucătorii echipei naționale. Dar să fac o completare totuși la această întrebare a dumneavoastră. Colegii mei din staful tehnic sunt împărțiți pe grupe de jucători și ei țin legătura cu jucătorii din străinătate. Vorbesc și eu din când în când cu ei. Am vorbit în mai multe rânduri cu Ciprian. Vă repet, am o relație deosebită cu el și nu uitați un lucru, că a debutat la echipa națională cu mine, antrenor, cu mulți ani în urmă. Dar și pentru jucătorii echipei noastre naționale trebuie să fie un semnal să înțeleagă că e greu să fii adus, selecționat la echipa națională când nu ai jucat o bună perioadă de timp, 8 luni de zile. Când vii după un accident și ai doar 6 minute de competiție adevărată în campionat, e greu să ai ritm de joc și să ai potență. Din acest punct de vedere, fiecare jucător al echipei naționale trebuie să înțeleagă, e un semnal și pentru ei, să înțeleagă că trebuie să facă tot ce le stă în putință, să joace la echipele lor de club. Eu încerc să-i ajut pe unii dintre ei, aș fi vrut să-l ajut și pe Ciprian Marica, dar să vii la echipa națională după 8-10 luni de inactivitate, datorită din nefericire, din păcate, accidentării lui, și să nu ai nici contract, angajament,
e destul de delicat. Încă o dată regret absența lui, aveam nevoie de el și sunt convins că ne va ajuta. Sper și doresc pentru Marica să-și găsească repede echipa și să înceapă să joace. V-au supărat cu domnul Ionescu, matematică, domnul Ireni? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Probabil că acum s-o gândi că l-am luat pe Stelianu. Probabil că se gândește, sau dacă nu-i aștept să-i naturalizeze pe cei doi atacanți centrali, și vă spun cinstit că iau unul dintre ei la echipa națională. Că am nevoie. Poftiți? Pe la care l-a pupat. Că am văzut că i-a plăcut. Lăsând gluma la o parte, din punctul meu de vedere nu mă deranjează nimic. Am trecut până atâtea umilințe în viață, în activitatea sportivă, ca antrenor, la Steaua, la echipa națională. Am avut, mi s-au adus atâtea injurii, insulte și a spus părerea. Probabil când va veni el la echipa națională, o să fie invers, 3 de la Dinamo și 1 de la Steaua. Îi doresc din suflet să ajungă la echipa națională. Cine? Haideți să debuteze întâi, să-l vedem cum se prezintă. Dacă mă întrebați pe mine, după meciul de ieri, scuzați-mi expresia, cam targă. Cam targă a fost. Dar a fost obosit, a venit, a avut și el după o accidentare. Așteptam mai mult, sincer, de la el și la meciul din Olanda și la meciul de ieri. Dar o luăm că are un grad de oboseală și vine după acea accidentare pe care a avut-o și el. Și să înțelegem că e greu să-și intre în ritm. Mi-a spus o întrebare care n-aș fi vrut să vă răspund, că le dați apă la moară colegilor mei de aici, de la... La un meci cu Ungaria am fost și o targă, cum a fost Alibet ieri. De la 6 metri am dat peste bar. Și am făcut doar 0-0. Ăsta e fotbal, de asta l-am înțeles și îl înțeleg pe jucători când au o zi mai nefastă. Mulțumim mult!